Bine v-am găsit, dragi copii! Astăzi v-am pregătit o frumoasă povestire scrisă de Mihail Sadoveanu. Veți asculta o scurtă parte și anume câteva fragmente. Am să vă rog să fiți foarte atenți, deoarece astăzi vom învăța să răspundem la întrebări căutând cu atenție enunțurile potrivite din textul Dumbrava Minunată. Să începem! Ulița era pustie și singuratică spre strălucirea Sfințitului. Clopote începură a bate. Fetița se opri o vreme în loc, ascultând. Așa sunau clopotele și atunci, șopti ea. Cei doi tovarăși trecură domol pe cărarea din marginea uliții până sus în deal la plopii lui Mihalcea. Acolo, Lizuca se opri și băgă de seamă că s-a isprăvit cenușa. Cum este prezentată ulița? Unde se opriră cei doi tovarăși? Observați cum am dat răspunsul la întrebări. A fost nevoie să mă întorc pe text și să identific elemente care mă ajută să găsesc răspunsuri. Aceste elemente le-am marcat cu o culoare pentru a înțelege mai ușor unde am găsit răspunsul. Să mergem mai departe. Veți avea în continuare alte întrebări în legătură cu fragmentele citite. După ce apar întrebările, opriți acest video și verificați mai apoi dacă ați răspuns corect. Dacă am isprăvit cenușa, mergem până acolo și înapoi nu ne mai întoarcem. Pe tine te dor picioarele, Patrocle? Nu, nici pe mine. Hai să mergem. Uite, Patrocle, pe aici drumul e mititel și îngust, dar e mai frumos decât în târg. Și la dreapta și la stânga s-au adunat păpușoi. Păpușoii au și o împărăteasă, Patrocle, o floare mare și mândră. Bunica zicea că o cheamă Sora Soarelui. Să ne oprim aici, lângă ea. Ce mai faci, mata, Sora Soarelui? Ce am observat? Unde am descoperit răspunsurile întrebărilor? A fost nevoie de fiecare dată să mă întorc pe text. Întoarceți-vă la oricare dintre fragmentele prezentate și formulați alte întrebări. Nu uitați! Pentru a putea da răspunsurile potrivite, a fost nevoie să ne întoarcem pe fragmentul citit. Întotdeauna identificăm elementele care ne ajută să găsim răspunsuri. Pe curând!